Tragedie de proporții în statul american Utah din cauza unei furtuni de nisip. 20 de mașini au fost implicate în carambol, 7 persoane și-au pierdut viața și mai multe au ajuns la spital. Din primele cercetări, vântul puternic ar fi redus vizibilitatea șoferilor care nu au mai putut menține controlul asupra autoturismelor. Accidentul dramatic s-a produs în apropiere de orașul Kenosh din statul american Utah. Autoritățile au fost nevoite să apeleze la ambulanțe, dar și la un elicopter pentru a transporta numărul mare de victime la spitalele din zonă. Din păcate, pentru 7 persoane nu s-a mai putut face nimic pentru a le salva viața. Potrivit poliției, accidentul ar fi fost aproape imposibil de evitat din cauza prafului și nisipului ce a pătruns pe carosabil. Astfel, vizibilitatea a fost redusă aproape la zero, fără a mai permite evitarea impactului în lanț. Traficul pe șosea a fost parțial închis, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.